Bine ați venit la un nou episod. Este timpul să discutăm despre lucruri serioase. A venit momentul în care facem parte de electronică de la mașină. Eu nu sunt foarte entuziasmat. Andrei, nu știu dacă e la fel de entuziasmat ca mine. Îmi povestea în seriile trecute că chiar se gândește că din ce poate să meargă cel mai prost la mașina asta ar fi partea de electronică. În fine, eu sunt destul de încrezător. Așa cum ați văzut la sfârșitul episodului trecut, v-am arătat un mic preview la ceea ce am făcut până acum la partea electrică. Și astăzi o să intrăm mai în detaliu. Nu știu dacă o să apucăm să acoperim în episodul ăsta toată partea electrică a mașinii, dar o să încercăm să acoperim cât putem. Dacă o să se întindă pe unul sau mai multe episoade, o să vedem pe parcurs. Ideea e să venim către voi cu content cât se poate de la zi și să nu mai pierdem timpul și să așteptăm cu lunile să scoatem un episod nou. Așa că o să începem de unde am rămas în unul din episoadele anterioare și o să începem cu diagrama electrică. Chestia asta aici în spate, nu știu cât de bine se vede. Data trecută v-am prezentat-o așa pe scurt. În mare, mașina o să aibă 4 module mari și late. Partea de ECU, ce e reprezentat aici pe diagramă, sunt practic mufele calculatorului care controlează motorul. Partea de PDM, o să ajungem imediat și la ăla. Un ecran digital și o tastatură de bord pe care le vedem deja. N-am filmat și n-am pierdut vremea cu asta, pur și simplu le-am montat deja pe planșa nouă de bord pe care urmează să o folosim în mașină. Acum, cu diagrama. Casting de loan pentru gloriosul V8 de aici. Am mers pe varianta Max Ecu, la recomandarea lui Cătălin Trifan. Din câte ne-am documentat și noi și din câte am înțeles de la ele, e cam singurul standalone care știe V8 fără wasted spark. Dacă ne uităm, are 8 ieșiri dedicate atât pentru bobine cât și pentru injectoare. Ceea ce înseamnă că o să ne simplifice nouă foarte mult munca atât pe partea de cablaj cât și pe partea de setat ulterior ECU. Aici avem desenat și reprezentat foarte elegant partea de senzori a motorului. Aici avem partea de vanus care controlează. Hello! Ai venit cu ceva bun? Cum? Ai venit cu ceva bun? Am venit cu sandwich pita pulled pork, 130 de grame. Bun, dă-l încoace, așa. Bun, revenim. Deci, partea de... Ce dracu zicea, mă? Ziceai de vanos admisie bancul. Așa, da. Deci, partea de vanosuri care controlează axele cu came, bobine, injectoare și așa mai departe. Îți mulțumesc, poți să-mi fii asistent. Bun, trecem mai departe la partea de PDM. Vrei să povestești tu ce înseamnă PDM-ul? Nu de alta, dar eu încerc, cred că e a 5-a oară când încerc și... O să folosesc cuvintele lui Parizer din episodul trecut, dar pe care cred că le-am tăiat, nu cred că am uitat în episod. PDM este un calculator care se ocupă de toți consumatorii de curent mare, adică tot ce nu ține de motor, materie de injectoare și chestii de genul ăsta. Adică ventilatoare, pompe de benzină, inclusiv faruri, stopuri care nu sunt consumatori de mare, dar practic tot ce nu ține de logica motorului. Și avantajul să folosești PDM și nu panou de siguranță și TV și chestii genul ăsta, că totul e conținut în interior folosind siguranțe digitale și te scapă de un calvar de a construi panou electric și îți oferă și o interfață în care poți să programezi totul logic. Adică când e temperatura nu știu care, pornești ventilatoarele și tot așa poți să... Ai totul logic, software și nu mai pui nicio siguranță pe mașină, mă rog, în afară de pompa de servo, sau relee, sau chestii genul ăsta. Totul intră într-un calculator și iese într-un calculator și exact ca la motor, practic. Eu am omis complet chestia asta cu partea de logică, dar... Deci ce povestește Andrei pe scurt? Avem PDM-ul cu cele două mufe ale sale și cablurile care se duc odată către consumatorii mari, adică pompe, ventilatoare, și către consumatorii mici, faruri, lumini, stopuri și așa mai departe. Acum să vă arăt pe mașină. Ne-am apucat și de partea de cablaj. Unul dintre primele lucruri pe care a trebuit să le facem a fost să găsim o poziție ECU-ului și am venit cu o idee genială, ceea ce am crezut eu și inovativă. Au! Prima oară. Pentru cunoscătorii de 46, dacă țineți bine minte, în torpedo aveam înainte panoul de siguranțe. Și am folosit din panoul vechi de siguranțe, practic încuietorile care țineau tăvița unde erau siguranțele, și am
făcut minunăția asta. În felul ăsta ecu stă ferit de picioarele pasagerilor. Toate cablurile pe care le vedeți acum prin mașină, bineînțeles, o să fie frumos rutate ca să nu dai cu picioarele în ele. Și am rezolvat cu chestia asta. Iar de aici am tras cablurile prin peretele de foc și am ajuns cu ele la motor. Înainte de toată treaba asta pe care o vedeți aici, a trebuit să iau tot harnessul ăsta care a venit cu ecu, să-l pun frumos pe masă și practic conform diagramei pe care v-am arătat-o adineori, am împărțit în ramuri, să le spunem, planificând în timp practic unde o să ajungă fiecare traseu în parte și în felul ăsta sper de aici să fie foarte simplu să pot să fac lungimile pentru fiecare cablu în parte. Toate firele care vin cu harness-ul sunt notate și practic ai pe fiecare fir în parte îți scrie exact ce este. Așa că, fără să mai pierdem vremea, e timpul să ne apucăm să facem lungimile de cablu, după care trebuie iară să dăm harness-ul jos de pe mașină, ajungem cu el pe banc, punem mufele și în teorie cam ăsta e harness-ul motorului și după aia încă o dată repeat cu al doilea harness care e pe partea de PDM și e practic harness-ul care stă pe caroserie în permanență. Așa că să pornim treaba. O nouă zi aici la atelier, am terminat de tăiat toate cablurile la lungime, ce ați văzut voi în timelapse a durat o eternitate. Efectiv s-a întins cred că pe 2 sau 3 seri, nu mai țin minte exact. Ideea e că a trebuit să avem grijă cum rutăm cablurile, pe unde le trecem, să nu se atingă de chestii calde, să le tăiem la lungimea potrivită, am și greșit în anumite locuri pentru că le-am tăiat prea scurte și a trebuit să le prelungim un pic. Dar n-avem ce face, e prima oară când facem chestia asta și învățăm și noi odată cu voi. Am dat harness-ul jos de pe mașină și am ajuns cu el pe banc, o să vi-l arăt imediat. Ne vizitează și teroarea asta de motan. Bă, o să faci un pic de liniște să le arăt oamenilor. Nu, este efectiv extrem de gălăgios, nu? Exact. Așa, bun, să mergem la banc. Cam așa se prezintă harness-ul, știu că arată dezastru, dar sper în seara asta să fie ultima la care lucrăm la el. Ce mai avem de făcut sunt astea trei fire pe care le-am adăugat ulterior. Noi pe motor avem 4 axe cu came și fiecare axă cu cam are senzor ei. Harness-ul a venit cu intrări pe digital, dar din păcate avea cabluri trase deja pentru 2 senzori. Senzorul pentru arbore și senzorul pentru o axă cu came. Deci astea trei trebuie să le legăm pe ieșirile astea de aici, marcate cu Digital In 3, 4 și 1. Am lăsat câteva cabluri în plus, pe care o să le lăsăm pe lângă harness pentru, nu știu, viitoare chestii, să zicem, dacă vrea Andrei la un moment dat să ruleze nos, o să aibă posibilitatea, pentru că o să aibă ieșiri cu care să controleze solenoidul de nos. Deci, în stadiul ăsta suntem acum, să ne apucăm de treabă. Am mai progresat un pic cu harness-ul, după cum bine vedeți e o nouă zi, e lumina afară, se întâmplă mai rar aici la atelier să venim pe zi.
Din păcate n-am terminat harness-ul așa cum mi-am propus cu o seară înainte, dar ce să-i facem, asta e, durează mult mai mult decât mă așteptam. Dar am ajuns în punctul în care am terminat de făcut toate ramurile individuale și am ajuns în stadiul în care punem tresa pe cap. Prin tresă mă refer la plasticul ăsta, e un plastic din nylon mi se pare, dacă țin bine minte. Ideea e că este un plastic care se autostinge în cazul în care ia foc și e destul de des folosit la îmbrăcarea cablurilor. Și cu el, practic, e fiecare ramură în parte, de la, începând de la o ramură mai groasă și te distribui după aia în fiecare rămurică mică și se termină cu mufele care se leagă la senzor și la celelalte accesorii de pe motor. Cam în stadiul ăsta suntem acum, am început ușor-ușor să îmbrăcăm ăsta. Și lucru continuu la harness. Astăzi chiar trebuie să-l terminăm. Nu prea avem de ales, o să stau cât este nevoie. După ce îl îmbrăcăm, trebuie să mă apuc să-i pun toate mufele. Și în fine, cam asta e. Cam ăsta e stadiul în care suntem cu harness-ul. Acum mi-am mutat și bancul de lucru. Asta pentru că am fost dat afară de la bancul celălalt de acolo. Bine, vedeți, a fost împărțit în două. Ideea e că Andrei a avut destul de multă treabă. Cât timp eu am lucrat la harness, el s-a ocupat de alte multe alte chestii care trebuiau făcute pe mașină. Și am zis să vi le arăt și pe astea. De exemplu, știu că pentru kitul de unghi am zis că o să facem un episod separat. Din păcate, iarăși nu am avut timp, suntem în criză de timp. Ba, chiar plăneam să ajungem la track day la Târgu Mureș, din păcate nici asta nu cred că o să se întâmple, ceea ce e foarte nasol pentru că chiar vreau să testăm mașina acolo. Dar ce să facem? Facem tot ce putem. Deci, kitul de unghi este pe mașină, o să vă arăt imediat și ce face. Este un kit de la MG Solutions. Și, practic, acum avem un unghi foarte, foarte mare de bracaj. Arată mai impresionant când este și roata pusă pe mașină, bineînțeles acum este dată jos. Asta pentru că mai avem o surpriză pentru voi, ca să zic așa. Am cumpărat un set nou de jante, dar cred că astea o să le facem reveal în momentul în care e gata mașina, așa că le păstrăm surpriză. Alte lucruri care s-au mai întâmplat. Andrei a cumpărat această baterie, o baterie mică și nervoasă, cum zice Trifan, la care i-a făcut un suport din tablă. Da, dacă vă vine să credeți, Andrei a sudat chestia asta și sunt foarte mândru de el pentru că ușor-ușor a început să prindă treaba cu sudura. Nu este foarte complicată, mai ales fiind vorba de sudură mic. Și... șraudul de ventilatoare, la ventilatoarele de răcire de pe spate, de la radiator. A ieșit absolut bombă. Este făcut dintr-un material care se numește Alucobond. Poate ați mai auzit de el, cei care, dacă sunteți urmăritori care lucrați prin construcții. Este un material care se folosește la fațadele ventilate de clădiri. E practic un material, e un sandwich din două foi de tablă de aluminiu și o bucată de plastic de poliamid de la mijloc. În teorie ar trebui să reziste. Acum o să vedem și în practică. Este un experiment. Eu nu știu și n-am mai văzut pe la alte mașini să se folosească materialul ăsta, mai ales pentru chestii de genul ăsta, care ar trebui să reziste la vibrații și mai știu eu ce alte nebunii. Dar o să vedem. În cel mai rău caz ce poate se întâmple, o să pierdem ventilatoarele pe circuit. Așa că o să ne întoarcem la treabă. Trebuie să-i dăm bătaie cu harness-ul să-l terminăm astăzi. Probabil o să urmeze încă un timeline pentru voi, în care o să vedeți cam de câtă muncă este nevoie ca să pui tresa asta pe cablu. Așa că hai să ne apucăm de treabă. Efectiv, cred că 4 ore mai târziu, cam atât mi-a luat să îmbrac harness-ul în tresă. Se prezintă cam așa. Este tot de la un cap la altul îmbrăcat în tresa asta neagră. Singurele cabluri care au rămas neacoperite sunt cele de la bobine. Asta pentru că o să folosim plasticul ăsta, care e original al motorului și care vine aici. Nu mai vine acolo, pentru că l-am scăpat. Sper să nu se ducă de tot jos. Ideea e că vine aici
undeva în zona asta. Și din el se distribuie firele către fiecare bobină în parte. Și acum o să vorbim un pic despre mufe. Avem aici ca exemplu niște mufe de injectoare. Bine, ele sunt niște mufe folosite de BMW nu numai la injectoare, ci și la senzorul de temperatură de aer, de exemplu, sau la solenoizii de Vanos. Este o mufă tip GPT. Când le cumpărați separat, ele vin mufele, carcasele, împreună cu pinii și cu garniturile. Și o să vă arăt foarte repede cum se asamblează o mufă, așa că hai să-i dăm bătaie. O să facem mufa de Vanos de pe bancul 2 de evacuare. Scrie aici pe etichetă. Tragem un pic de tresa asta în jos și o asigurăm cu un șoricel ca să stea și să ne dea suficient cablu cât să putem să lucrăm ușor cu el. Luăm un clește de dezizolat. Trebuie dezizolat o porțiune foarte mică de cablu, suficient cât să intre în pin, o să vă arăt imediat. Cam atât, este suficient. Luăm o bucățică mică de garnitură care vine în mufă. O trecem peste cablu și după punem pinul pe cablu. Garnitura asta de cauciuc, ea trebuie să vină exact unde se termină izolația cablului. Dacă ne uităm la pin, pinul are două gheruțe, ca să zic așa, două seturi de fălci. Pe prima parte, unde am degetul aici, aici se prinde conductorul, partea din spate e menită să prindă doar izolația. Deci, de asta ziceam, e foarte important să nu dezizolăm foarte mult conductor, pentru că nu e nevoie, el ar trebui să arate ceva de genul ăsta. Pentru sertizat, o să folosim un clește de sertizat de tipul ăsta. Acesta este un clește automat, adică în momentul în care ajungi la capăt și ai strâns pinul și l-ai sertizat, se deschide. Mai simplu de fapt, ia să încercăm așa. Să pun pinul întâi pe izolație și după aia să-l bag în fălci. E destul de complicat să arăt și la cameră și să fac asta în același timp. Bun. Deci acum pinul este prins în fălci. Strângem creștele, am ajuns la capăt, l-am deschis, iar pinul în momentul ăsta este sertizat. Tragem un pic de el să fim siguri că nu pleacă nicăieri și este perfect și gata de băgat în mufă. Cei doi pini sunt gata să fie introduși în carcasa de plastic. Trebuie să ne uităm la orientare, că nu mai țin minte exact cum. Vin... dar mi se pare că ceva de genul și trebuie introduși până fac un click. Ia să vedem dacă se aude. Iată. Deci asta e gata. Îl băgăm și pe cel de-al doilea. Și asta este o mufă făcută cap-coadă. Se pune această siguranță mică de plastic peste garnituri. Tăiem șoricelul ăsta, că acum nu ne mai trebuie. Venim cu tubul termo până aproape de mufă. Și acum avem o mufă completă, cu tresă, cu tot ce trebuie. Cam atât în episodul de azi. Din păcate n-a reușit până la finalul episodului să terminăm harnessul în întregime, dar asta e. Pentru voi se încheie aici, pentru mine seara continuă. O să continui cu harnessul și să mă apuc să-i pun ușor-ușor cele 1.000.000 de mufe. Probabil o să vedeți în episodul următor harnessul pe mașină și o să vi-l arăt atunci cum sper că încă se potrivește. Dacă ați ajuns până la final și v-a plăcut episodul, lăsați și voi un like, un share și, foarte important, dați un subscribe. Și, încă ceva, dacă v-a plăcut la final partea asta mai tehnică, mai tutorial, like așa, scrieți în comentarii să știm dacă mai facem sau nu chestii de genul pe viitor. Așa că ne vedem în următorul. Ciao! Thank you.